Dumnezeu ne propune astăzi un alt subiect de rugăciune și mulțumim pentru lucrul acesta. Și anume, cunoașterea de sine. Vom studia despre cercetarea de sine în rugăciune. Este un domeniu și un subiect important pentru rugăciune. Și anume, cercetarea de sine pentru a ajunge la atot importanta cunoaștere de sine. Realitatea este că foarte puțini creștini fac astfel de rugăciuni. Și mai puțin insistă și stăruiesc în rugăciune pentru a obține un astfel de răspuns de la Dumnezeu și anume, Doamne, ajută-mă să mă cunosc, cercetează-mă Dumnezeule și învață-mă să mă înțeleg, cercetează-mă Dumnezeule și ajută-mă ca să pot să descoper exact care sunt problemele și nevoile mele reale. În Psalmul 139, versetul 23, Dumnezeu ne lasă pe paginile Scripturii o astfel de rugăciune. E o rugăciune inspirată. E o rugăciune care ar trebui să o facem pentru că are foarte mare importanță. Și, repet, din păcate, foarte puțini oameni se roagă pentru subiectul acesta. Nu-i de mirare că atât de puțini oameni au o reală cunoaștere de sine. Majoritatea dintre noi nici măcar nu ne cunoaștem. Nici măcar nu ne dăm seama pe unde suntem și cei de capul nostru. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Ultima parte a rugăciunii, deși este pe de-andoaselă să începem cu ultima parte, dar aș vrea să facem lucrul acesta și anume să investigăm această vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Propriu zis, de aici pornește o astfel de rugăciune. La noi aproape că este de la sine înțeles că știm ce e cu noi. Nu? Că știm care e calea, că știm care este drumul. Și atunci n-are rost prima parte a rugăciunii. Cercetează-mă, cunoaște-mă, încearcă-mă. El spune, vezi dacă sunt pe o cale rea, vezi tu dacă sunt pe o cale rea. Păi de ce? Eu nu știu ce-i cu mine și de obicei noi credem că chiar știm lucrurile acestea și ne cunoaștem bine. Nu-i de mirare că sunt o grămadă de lucruri în viața noastră pentru care nu facem niciodată pocăință. Pentru că nu le vedem. Pur și simplu nu realizăm că sunt atâtea părți din viața noastră, unele dintre ele chiar stridente. Sunt și altele obscure, bine ascunse, dar unele sunt suficient de stridente, dar deși sunt stridente pentru alții, nu sunt stridente pentru noi. Nouă ni se par că sunt în regulă. Observați, David admite. Admite că nu știe cam ce-i de capul lui. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Acum, sincer, e o întrebare sinceră. Nu trebuie să-mi răspundeți, dar trebuie să vă răspundeți. Știți dacă sunteți pe calea cea bună sau calea cea rea? În ochii dumneavoastră și zăbovirea asta îmi spune că ce întrebare? Ce rost are întrebarea asta? Că noi știm toți că suntem pe calea cea bună. Dar ce el, pe ce cale era David, omul după inima lui Dumnezeu de întreba, vezi tu pe ce cale sunt? Numai un om care admite realitatea faptului că nu se cunoaște bine și că pot exista o grămadă de părți pe care el nu le vede, o să se roage, cercetează-mă Dumnezeule, o să facă din cercetarea de sine, Doamne, eu mă cam uit la mine uneori, dar trebuie să recunosc că ce văd eu poate să fie atât de diferit decât ceea ce vezi tu. Să știți, rugăciunea ascultă, rugăciunea adevărată, rugăciunea sinceră, rugăciunea care este o formă de comuniune cu Dumnezeu și părtășie cu Dumnezeu, ascultă foarte mult simțurile. Clarifică percepțiile. Să știți, omul care se roagă mult și gândește mult în rugăciune și veghează în rugăciune și stă cu Dumnezeu, are o vedere mult mai clară decât omul obișnuit. Îți ascultă percepțiile, încep să vezi ceea ce în mod obișnuit oamenii nu văd, sau chiar le este imposibil să vadă. Îți deschide noi orizonturi de înțelegere și de pricepere, pentru că, propriu zis, prin rugăciune vorbesc, nu rugăciunea de două vorbe, nu vorbesc de rugăciunea aceea făcută formalistă și de acoperire decât, ca o trebuie să-mi fac datoria.
Vorbesc de adevărata rugăciune care te leagă de Dumnezeu, care te face să-L vezi real și te face să comunici și să ai părtășie cu El în rugăciune. Asta te face părtaș de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și tocmai de asta prin rugăciune omul devine cu ochii spirituali mult mai puternici. Sigur, cunoașterea omului despre propria persoană de cele mai multe ori este superficială. Este insuficientă și chiar eronată. Când omul se cercetează pe sine, deși lucrul acesta îl face extrem de rar și extrem de subțire, el o face folosind instrumente foarte slabe și greșitoare, capabile de erori mari, și anume propriile lui percepții alterate de păcat. Foarte mult subiectivism, pentru că când privim noi și apreciem noi lucrurile, nu totdeauna aprecierile sunt bune, sunt subiective. Și o judecată afectată de îndreptățire de sine. Deci, în general, când e vorba să ne judecăm pe noi înșine și să ne vedem pe noi înșine, suntem foarte subiectivi. Și la alte lucruri, dar mai ales când e vorba de noi, suntem extrem de subiectivi. Așa că, nici n-avem timp de prea multă cercetare de sine, o facem și așa rar și o facem și cu unelte nepotrivite. Rezultatele sunt dezastruoase. Nu ne cunoaștem pe noi înșine. Necunoscându-ne pe noi înșine, nu putem să ne pocăim. Nu ne putem schimba pentru că nu ne înțelegem nevoile. Proverbe 21:2, cât adevăr, câtă realitate este în ceea ce spune acest verset. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Omul vorbește de... în general. Noi credem că ce facem noi cam e bine. Sunt alegerile corecte. Omul, în general, deci asta, socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Drepte, corecte. Dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Acest dar este, de fapt, în opoziție. Realitatea este că Dumnezeu vede lucrurile cum stau. De aceea, omul care dorește să ajungă la o adevărată cunoaștere de sine și să facă o reală cercetare de sine, are nevoie de autoritate mult mai mare decât propria minte greșitoare și percepțiile lui de analitice care sunt destul de alterate, firave. Omul are nevoie de Dumnezeu pentru realizarea acestui proces. Nici nu ne dăm seama cât de mult avem nevoie de Dumnezeu pentru ca să ne cunoaștem ce-i de pila noastră, cine suntem. Dumnezeu nu greșește în aprecieri, cunoaște orice ascunziș al inimii, cunoaște chiar motivele adânci ale oamenilor și nu este indus în eroare de poleala care acoperă deseori gunoiul moral. Dacă vom avea deschidere către Dumnezeu și vom cere prin rugăciune sinceră acest lucru, Dumnezeu ne poate împărtăși părerile Lui despre noi. Tot așa cum ne va împărtăși părerile Lui despre alți oameni, despre lumea în care trăim, despre anumite lucruri care le vom descoperi juste sau nejuste. De aceea trebuie să-i cerem lui Dumnezeu părerea lui despre noi. Sunt sigur că nu prea am făcut lucrul acesta. Doamne, ce părere ai tu despre mine? Cum mă vezi tu pe mine? Nu, eu știu că eu cred anumite lucruri despre mine, dar să știți, dacă nu plecăm și nu admitem că suntem greșitori în această direcție, vom ajunge la erori masive. Erori masive, nu să ne putem nici pocăi și nici schimba. De ce? Pentru că nu ne vom ruga despre lucruri și pentru lucruri care nici măcar nu le cunoaștem. De aceea în Psalmul 26:2 spunea, cercetează-mă, Doamne, din nou, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc rărunchii și inima. Rărunchii, nu-i vorba de rinichi obișnuiți, rărunchii, mai ales în limbajul vechi, avea de-a face cu ceva adânc de adâncime, e vorba de subconștient. Cine poate ști ce avem în adâncimile acolo? În adâncimile, nici măcar nu suntem conștienți de unele lucruri. Nu suntem conștienți de anumite impulsuri și motive care ne împing unor. Facem anumite lucruri, dar nu știm de ce le facem. De aceea spune el, cercetează-mă. Nu că Dumnezeu ar fi nevoie ca să o facă de acum încolo. El a făcut-o deja. El vrea să știe rezultatele acestei cercetări. Doamne, ce zici despre adâncimile mele? Cam ce e cu mine? Știți, nu ne rugăm pentru lucrurile acestea. Nu ne rugăm temeinic. Poate ne e și frică de astfel de rugăciuni și de rezultatul lor. Cine știe ce o să obținem în urma unor astfel de rugăciuni. Dar să știți, frica nu-i fondată.
Adevărul este că vreau să fiți atenți, copilași, da? Vreau să fiți foarte atenți, da? Pentru că avem un subiect serios. Și înregistrăm și pentru alții. Da? Bun. Adevărul este că habar n-avem ce-i cu noi. Și adevărul este, și mai durere este că majoritatea nici nu vrem să știm ce-i cu noi. Și dacă nu vrem să știm, nici nu vom ajunge la o cunoaștere de sine. Și tocmai de aceea, în rugăciunile noastre, eu nu trebuie în public. Asta e un subiect de rugăciune particulară. Și trebuie să zăbovești. Și chiar trebuie să fii sincer ca să afli. Și trebuie să stai în rugăciune mai mult timp până când Dumnezeu îți plimbă mintea exact pe unde trebuie. Uneori rememorând lucruri pe care le-ai uitat și care nu le-ai taxat corect. Lucruri care le-ai trecut la altceva, dar au fost altceva. Dumnezeu îți poate trezi amintiri. Dumnezeu îți poate ajuta ca în momentul când studiezi să descoperi niște lucruri despre tine care niciodată n-ai făcut aplicația. Majoritatea citesc, dar nu studiază cu rugăciune ca să descopere exact ce vrea Dumnezeu despre ei. Și tocmai de aceea, majoritatea oamenilor au o slabă cunoaștere de sine și sunt departe de a înțelege exact ce vrea Dumnezeu cu ei. Psalmul 19 cu 12, cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Întrebarea este retorică. E clar că avem răspunsul. Nimeni nu își cunoaște greșelile făcute din neștiință, că tocmai faptul că nu știi, cum ai putea să știi ceva ce nu știi? Nu? Neștiința înseamnă că nu-ți dai seama, nu cunoști că faci. Și cum ar putea Dumnezeu să ierte greșeli făcute din neștiință? Într-un singur mod știu că pot să facă lucrul acesta. Nu credeți că dacă spunem, Doamne, cum se spunea formal de obicei, iartă-mi cele știute și cele neștiute. Știți cum ți le iartă pe cele neștiute? Într-un singur mod, făcându-le cunoscute. Pentru ca să poți face pocăință, n-are cum să te ierte când tu nici măcar nu știi ce ai făcut și continui să faci. Pentru că nici măcar nu-ți dai seama că e păcat, că e rău și împotriva lui Dumnezeu. De aceea, a te ierta de lucrurile care nu le cunoști există decât o singură cale și anume să devină cunoscute. Să-ți descopere Dumnezeu exact ceea ce faci. 1 Coronici 28 cu 9 și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău, îi spunea David, și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dar dacă îl vei părăsi, te va lăpăda și el pe vecie. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. În ce direcție spune, în ce context spune lucrul acesta? Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa. Observați că au legătură. Domnul cunoaște orice imaginație. Ce ți-a trecut vreodată prin minte și de ce ți-a trecut prin minte lucrul acela? Dacă îl vei căuta în direcția aceasta, se va lăsa găsit de tine. Adică dacă vrei chiar să ajungi la o cunoaștere reală de tine, să te vezi așa cum ești. Și asta este cel mai necesar lucru pentru un om care vrea să plece să zidească pe o temelie solidă. Să știți, deci deseori văd mândrie la noi și nici nu suntem conștienți de mândria respectivă. Nu credeți că dacă suntem oameni simpli, nu suntem și foarte mândri. Mândrie, aroganță, împotrivire, luptă față de adevăr, avem impresia că suntem buni sau vrem să facem binele. Nu ne cunoaștem motivele nici pe departe. Nici pe departe și nici nu o să le aflăm pentru că nu ne rugăm în direcția aceasta. Această rugăciune inspirată, cercetează-mă, Doamne! Îi spunea David să știi că se lasă căuta de tine dacă vrei în domeniul ăsta. Dumnezeu e expert în cunoașterea oamenilor. Le cunoaște atât de bine, să știți, el nu e înșelat de aparențe. Nu, nici pe departe. El știe exact cum stau lucrurile. Și de aceea avem nevoie de părerea lui despre noi. Avem nevoie de verdictul lui în această direcție. Avem nevoie de interogatoriu pe care să-l facă. Să știți, nu are nicio valoare ceva știu.
e superficial și de cele mai multe ori greșit. Am greșit și în aprecierea altora, cu atât mai mult greșim în aprecierea noastră. Să știți, de aceea ar trebui ca el să facă cercetarea. Și sigur, el o face, dar trebuie să fii martor la cercetarea pe care o face el. Nu. Pe cine îl cercetează? Chiar pe tine însuți. Iar tu trebuie să fii martor la ce spune Dumnezeu despre tine. Cum te cercetează? Cercetarea înseamnă o interogare. Asta înseamnă a cerceta pe cineva. A-l interoga, ai răscoli toate firele vieții. Ați văzut cum se face un interogatoriu? De obicei, interogatoriu unui om se face cu întrebări adânci. De obicei, omul nu vrea să spună, dar îl cercetează până când îi întoarce viața pe dos, până când spune totul, până când adevărul iese la iveală. Tu nu poți face cu privire la tine însuți. Tu nu ai capacitatea asta să te judeci pe tine însuți. Nu ai capacitatea să-ți vezi anumite lucruri pentru că e subiectiv. N-ai cum mintea ta să te judece tot pe tine. Trebuie altcineva să fie, iar tu să fii martor la ceea ce face Dumnezeu. Cum s-ar putea face lucrul acesta dacă ți se pare imposibil? Doar prin rugăciune se face. Ca Dumnezeu să poată în liniștea rugăciunii, în duh, să înceapă să-ți vorbească, să-ți aducă aminte pe tapet, să spună tot felul de lucruri despre tine. Și în felul acesta, atenție, da? Sunteți atenți? Nu înțelegem nimic dacă nu. Oare de ce nu suntem atenți acum, nu? Și să putem să ajungem la concluzii, la concluzii sănătoase. A doua rege 11, omul lui Dumnezeu, Elisei, și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme. Apoi a plâns. Hazael a zis, pentru ce plânge, domnul meu? Și Elisei a răspuns, pentru că știu răul pe care îl vei face copiilor lui Israel. Era vorba de viitorul tău. Vei pune foc cetăților întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerilor, vei zdrobi pe pruncilor, vei spinteca pântecele femeilor însărcinate. Hazael a zis, dar ce-i robul tău, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari? Și Elisei a zis, Domnul mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei. Nu știi că vei ajunge într-o poziție mare, te va da puterea în mâine și o să se aleagă de tine, că ai în tine astfel de trăsături. Nu le vezi tu acum, dar există în tine în condițiile respective, o să vezi ce ravage o să faci. Și a plâns Elisei pentru el. Elisei, bineînțeles, în momentul acela, asta însemna că e profeta lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu, îi spunea exact ce vede el la omul acela, care e viitorul acelui om. Dumnezeu cunoaște viitorul. Duhul lui Dumnezeu, mai că te cunoaște în profunzime, orice secret, mai mult decât orice secret, lucruri tainice care nu știi tu despre tine, nu secretele tale. E vorba de lucruri care abar n-ai tu despre ele. Secretele le sunt cunoscute, le știi. Dar sunt lucruri care nu le știi despre tine. Și Elisei a plâns pentru Hazael, spunându-i viitorul. Același lucru l-a făcut Domnul Iisus despre Petru. Petru a luat cuvântul și a zis, Matei 26:33 până 35, chiar dacă toți ar găsi o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Spunea lucrul acesta datorită unui fapt. Nu se cunoștea pe sine. Ce nu cunoștea? Nu cunoștea cât de mândru este, cât de plin de îndreptățire este și cât de slab este în anumite situații. Credea cu totul altceva despre el. Lucru, să știți, nu rar întâlnit, ci extrem de des, extrem de comun la fiii oamenilor. De ce e și scris? Parcă mă văd. Nu te vezi? A, nu-i cu privire la noi, nu? Citim de Petru, știți, întotdeauna aducem aminte pe el, stigmatizăm pe el. Adevărat îți spune, a zis Iisus, că chiar tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. N-a fost așa, bineînțeles, că întotdeauna Dumnezeu are dreptate. Ideea este că Dumnezeu cunoaște atât de bine caracterele oamenilor, mecanismele intime și ascunse ale inimilor, chiar și ce vor face în viitor, anticipând căderile lor. Ce minunat este ca omul să fie dispus să învețe despre sine de la Dumnezeu pentru a preîntâmpina dezastrul vieții lui. Dar să știți, dacă Petru a căzut, este pentru că nu s-a rugat. Pentru că n-a crezut lucrul acesta. Știți la ce a rămas? La părerea lui despre el însuși. Și în loc să se roage, Doamne, cercetează-mă, Doamne, ajută-mă să mă cunosc, Doamne, ajută-mă să învăț slăbiciunile pentru a nu ajunge la cădări. N-a făcut rugăciunea asta și nu o să ne rugăm, Doamne, cercetează-mă, urmează ca realitatea să dovedească
cu duritate cine suntem. Oricine nu se roagă pentru cunoaștere de sine va avea, va întâmpina decepții și căderi mari, poate uneori fatale. Dumnezeu ne spune, aș vrea să găsim o altă aplicație la niște versete care sunt interpretate, sunt aplicate numai pe o anumită linie, numai că înțelegerea cuvântului Dumnezeu mult mai vastă ar trebui să fim deschiși pentru noi și noi aplicații ale cuvântului. Ieremia 33:3, cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Și întotdeauna ne-am gândit profeție să ne descopere Dumnezeu. Lucruri extraordinare, cunoștință de la Dumnezeu. Dar niciodată nu ne gândim că lucruri mari și ascunse ar putea să fie lucruri mari și ascunse despre noi înșine. Parcă e un capitol tabu. Știți, lucruri, îți voi descoperi lucruri mari, lucruri ascunse pe care tu nu le cunoști. Ne gândim probabil de viitorul națiunilor, de ce se va întâmpla nu știu cum. Sunt lucruri mari și lucruri ascunse, de ce n-ar avea versetul acesta și o astfel de aplicație? Ba, sigur că are. E cuvântul lui Dumnezeu, infinit. Lucruri mari și lucruri ascunse, cheamă-mă și o să ți le descoper. Trebuie doar să avem deschiderea și să știți, este un subiect de-a dreptul necesar, vital. Și nu ar trebui să ne întunecăm, ci ar trebui, da, Doamne, cât de bine este să te cunoști, cât de bine este să te înțelegi, cât de bine să-ți vezi nevoile, să-ți realizezi problemele și defectele de caracter. Asta e o știință. Și o putem învăța, o putem dobândi această știință prin rugăciune serioasă. 1 Corinteni 2:9 și 10. După cum este scris lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Domnul, însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Sigur, când ne gândim asta, întotdeauna versetele acestea au fost interpretate de genul palate și frumuseți în cer, acolo unde să fim, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și chiar inima omului nu s-a usuit. Așa sunt lucrurile pe care le va descoperi Dumnezeu, nu? Și nu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Dar dacă sunt lucruri care nu ți-ai bănuit că există în tine, lucruri așa de mari, cum nu te-ai gândit vreodată că ar fi posibil și omul nu și-ar imagina să există niște abisuri în el atât de adânci, ca anumite circumstanțe ale vieții să facă niște blestemății la care nu te-ai gândit vreodată, nu? De ce versetele acestea nu ar putea să fie interpretate și așa? Ba da, sigur, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are multe înțelesuri, are multe aplicații, doar trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să le facem. Deci dacă Duhul lui Dumnezeu va fi în noi, Duhul lui Dumnezeu cercetează lucrurile, toate lucrurile adânci. Cu cât vom avea mai mult din Duhul lui Dumnezeu, cu atât mai mari descoperiri ne va face. Nu doar despre lume, doar despre profeții și viitor, despre noi înșine. Pentru că prin rugăciunea sinceră ajungem în unire cu Dumnezeu, adică Duhul nostru se unește cu Duhul Lui. Asta înseamnă rugăciunea sinceră. Când e vorba doar o petiție, o cere, dăm cu tare, făm cu tare, amin și am plecat, aia nu-i unire, să știți. Rugăciunea adevărată face ca să ai părtășie cu Dumnezeu. Părtășie înseamnă a fi părtaș la lucruri comune. A ajunge la o prietenie strânsă în care se face transfer, nu doar de idei, de sentimente, se face transfer de spirit. Asta înseamnă prietenia, se împrumută spiritul. Ajunge ca Duhul nostru să se unească cu Duhul lui Dumnezeu. Prin această unire, noi devenim mult mai înțelepți. Noi devenim cu ochii unși. Începem să vedem ceea ce fără Duhul lui Dumnezeu niciodată n-ar fi văzut ochii noștri, fire și mintea noastră. N-ar fi înțeles lucrurile acestea. De aceea părtășia cu Dumnezeu ascute simțurile, percepțiile, le mărește. Face ca să percepi și să înțelegi ceea ce în mod obișnuit n-ai. Și începi să te vezi și începi să vezi și alte lucruri în jurul tău. Începi să vezi lumea în care trăiești. Începi să vezi capcanele lui Satan. Începi să-ți vezi problemele tale adevărate. O altă unealtă de mare folos în cercetarea de sine este studierea cuvântului Dumnezeu cu rugăciune.
Asta înseamnă nu doar să studiezi cuvântul divin cu rugăciune la început, că de obicei ce ai să ne rugăm, că trebuie să ne rugăm ca să ne dea adevărata înțelegere, ci trebuie să te rogi cu un duh de rugăciune tot timpul, cu dorința de a obține cercetare de sine. Deci depinde ce vrei să vezi. Dacă nu vrei să vezi anumite lucruri, nu-ți vor intra în minte niciodată. Dacă spectrul nu-i deschis pentru așa ceva al minții, nu va vedea lucrurile acestea. Ucenicii nu le intra în minte că Iisus urma să sufere, nimeni n-au înțeles. Măcar că le spunea, nu că citeau. Noi citim doar, lor le vorbea direct, cu voce audibilă. Voi fi dat în mâna mai marilor, am să fiu dus la Ierusalim, am să sufăr, n-au înțeles nimic. Nici noi nu înțelegem că nu ne intră în spectrul nostru de înțelegere. De ce? Pentru că nu cercetăm ca să ne vedem. Nu cercetăm cu rugăciune. Doamne, aș vrea să studiez, dar studiind cuvântul Tău, de fapt, vreau ca să îmi descoperi ceva despre mine. Să-mi vorbești mie într-un mod direct. De asta cercetez cuvântul. Foarte puțin studiază așa ceva. Majoritatea studiază de dragul doctrinilor. Știți cum trec eu pe deasupra lor? Cu viteza luminii și distanțe de kilometri de ei și tot nu-i de mirare că cuvântul nu face transformări. Nici n-are nicio șansă să fie ceea ce este în realitate și să facă ceea ce poate în realitate să facă. De ce oamenii nu se roagă pentru așa ceva și nu se deschiși pentru așa ceva? Dar Scriptura este, așa cum scrie Evrei 4 cu 12 și 13, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăiușuri. Te taie și pe o parte și pe alta, n-ai unde să pui mâna. Propriu zis, când ar intra în tine, ar trebui să taie și în stânga și în dreapta. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile, adică sentimentele și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El, acum vorbește de Dumnezeu, deși în context vorbea de cuvântul care pătrunde și judecă totul. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este descoperit și gol înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Iată că apare, nu e o legătură între versete, dar este o legătură. Cuvântul lui Dumnezeu te expune ochilor lui Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește prin acel cuvânt în mod direct, descoperindu-ți. Când vorbește de fapt de David sau de nu știu cine, vorbește despre tine, îți descoperă laturi ale vieții tale, doar că tu nu te-ai rugat ca să vezi acolo ceea ce trebuie să vezi. Cuvântul te-ar expune. Cuvântul ar putea lucra la o cercetare de sine adâncă, dincolo de rugăciunea cu deschidere către Dumnezeu să-ți vorbească direct în conștiință, mai este cuvântul care ar trebui studiat tot cu rugăciune în aceeași direcție a cercetării de sine. Și cuvântul te-ar putea cerceta. Ai vedea că acolo e scris despre tine, atâtea lucruri sunt scrise despre tine și ți-ar descoperi pagini ascunse ale vieții tale, dar niciodată nu ai putut să faci aplicația asta, că nu i-ai dat șansa să fie ceea ce este în realitate. De aceea majoritatea creștinilor nu prea folosesc nimic din studiul Bibliei. Nu fac rost decât de argumente cu care să bombardeze celelalte biserici, celelalte culte, între ei eventual, fiecare căutând să se îndreptățească, care are adevărul tot, care are mai puțin, care are dreptate teologică sau nu, dar oamenii nu studiază cu rugăciune să se cerceteze pe ei înșiși. De asta niciodată nu le ajunge să opereze schimbări cuvântul în viața lor, pentru că nu s-au rugat în această direcție. Pur și simplu ocheanul e pus într-o direcție greșită și nu poate să facă în viața lor nimic. În concluzie, roagă-te des pentru ca Dumnezeu să te facă să te cunoști bine. Să nu greșești în aprecierea de sine. Să-ți atribui calități pe care nu le ai. Iar pe de altă parte să crezi că anumite defecte nu te privesc pe tine, că tu nu ai așa ceva. În rugăciunile personale cere lui Dumnezeu descoperiri despre defectele pe care nu le cunoști. Roagă-te ceva de genul, ajută-mă, Doamne, să mă văd așa cum o vezi Tu. Ajută-mă să mă văd prin ochii Tăi, chiar dacă acele descoperiri vor fi zguduitoare și vor necesita pocăința adâncă și schimbări majore în viață. Zăbovește în rugăciuni, în astfel de rugăciuni. Rămâi la picioarele lui Dumnezeu mult timp în rugăciune, într-un duh supus, atent, deschis, pentru ca El să poată să-ți aducă în minte descoperirile de care ai nevoie.
Poate răspunsul va veni sub forma unor memorii, unor amintiri, unor pagini de viață din trecut, pe care special Dumnezeu ți le va aduce aminte în acele momente și pe care le vei vedea cu alți ochi. Le vei eticheta și le vei interpreta în mod diferit. Poate greșeli, izbucniri, subtilități pe care tu le-ai trecut la vremea respectivă cu vederea, la vremea trecută cu vederea, ca neînsemnând nimic, dar având o mare însemnătate. Acum ele vor fi văzute, va să zic atunci, dar ce am făcut aceea? Uite-te cum lucram ca să-mi zidesc mândria, ca să mă zidesc. Uite-te cum lucram pentru că iubeam banii de fapt. Uite-te câtă vanitate era în viața mea. Uite ce aroganță era pe mine să fac lucrul acela și eu credeam că va lucra lui Dumnezeu de fapt. Dumnezeu te va ajuta să vezi, îți va aduce din altă perspectivă întâmplări. Sau răspunsul lui va fi ca în momentul când studiezi ceva, exact să pui ochii și să vezi lucrurile care te privesc pe tine și să vezi că, de fapt, nu studiezi despre David sau despre Absalom sau, mă rog, despre Iuda Iscarioteanu, ci studiezi, de fapt, aspecte din viața ta și Dumnezeu ți le va face cu o aplicație specifică și îți vei da seama într-o străfulgerare aici, Doamne, ca pe mine mă privește. Exact în aceeași poziție sunt eu, cum se aplică, cum mi se aplică adevărul exact aici. Dumnezeu îți va vorbi. Este o vorbire directă, nu neapărat doar când te gândești în conștiință să spune lucrul acesta, când meditezi așa fără să ai cuvântul în față. În cuvânt îți poate face o aplicație. Vei avea astfel de luminare. Să nu crezi că o rugăciune formală și fugitivă pentru cercetare de sine, zicem odată, Doamne ajută-ne să ne cunoaștem pe noi și am plecat de acolo, asta va duce răspunsul cerut fără să ai deschidere și dispoziția reală de a vedea. Ai nevoie ca să ceri lui Dumnezeu să te interogheze. Un interogatoriu făcut de Dumnezeu cu întrebări, capcană, cu răsuciri, cu răscolire, să-ți întoarcă viața pe dos. Iar tu, ca martor, să particip la această investigație minuțioasă a lui pe care o va face el. Tu să vezi acolo cum Dumnezeu îți răstoarnă fiecare pagina vieții și cum te întoarce și pe o parte și pe alta. De ce a spunea David, aș vrea să închei același verset din Psalmul 139:23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Să știți, rugăciuni de genul acesta primesc răspuns. Numai că oamenii le fac rar. Așa ceva puțin. Sau nu prea am auzit rugăciuni de genul ăsta și nu știu dacă noi le facem în particular rugăciuni de astea și ne ținem de astfel de rugăciuni cu stăruință până când primim. Primim această mare binecuvântare. De ce? De obicei ne rugăm pentru lucruri care le credem importante. Dar ne înșelăm amarnic. E foarte important. E o știință supremă. Una dintre cele mai înalte științe. Cunoașterea de sine. Fără asta eșuăm. Eșuăm. Nu ne schimbăm. Nu ne pocăim. Nu vedem nimic ceea ce de schimbare în noi. Fără o asemenea descoperire. Ne repezim la lucruri pentru care nu suntem pregătiți. Pentru că credem că suntem pregătiți și buni. Și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute și mulțumim Lui pentru că ne inspiră la o astfel de subiect de rugăciune și anume cercetarea de sine. Domnul să fie laudat. Amin. Amin.